Prieteni, haide să vă arăt rezultatul. Uitați, avem și pe aici, pe afară, niște luminițe. Și uitați în curte. Ce frumos. Steaua. Da, de sus. Ane, iris. Uitați. Stai că ăștia se aprinde acum. A venit Crăciunul! A venit de la noi, suntem în China și a venit deja Crăciunul. Ce face copii? Ia uitați, a venit Crăciunul, da, da. E Crăciunul. Stai că am camera aburită. Gata, băi, uitați. Acum se vede bine. Rezultatul. La noi a început deja Crăciunul. Aici n-am mai pus acolo în mijloc. Lasă că e mai bine așa. Nu? Mă zici ce se vede în chat? Nu înțeleg. Prieteni, suntem în casă, am mâncat, am băut, suntem cu Miha pe poziții, spălăm vase, pahare, o susțin pe Miha. Bun. Uite pâinea pe masă, butelia noastră mică. Butelia noastră mică mănâncă. Ai grijă ușor și mănâncă papa să te faci mare, da? Ca să te îngrași, că ești numai piele și os, copchile. Da, și piele și os, da. Păi am mâncat alea, miezul. Uite așa de face cu toate. Miezul. Uitați și soția mea, drăguța mea, frumoasa mea. Cea mai frumoasă femeie de pe planetă este soția mea. Ai spus miere? Bună iubire. Ce faci, draga mea? Of, Doamne, Doamne, Doamne. Auzi, îmi pare rău, e gelos copchilul. Ce faci, iubirea mea? Stai că nu pot să mă mai despart de tine. Oh. Cum te duci? Ce? Poate să dai drumul și cădeam. Da, hai, ia, trage. Hai. Hai. Oh. Miha, mă filmezi pe mine? Stai să arunc astea. Vreau să fac o cafeluță, să arăt la prieteni cum se face cafeaua. Da, mai vreau cafeaua. Uite, eu nu mai fumă, te-a pe aici de plicumor. Am băut 7 cafele azi. Acolo e inima, Miha. Nu mă zi. Pe bune inima. Lasă inima, zi adevărat. Nu știai că e a doua inimă? Aia mai mică? Mamă. Bă, două inimi sunt. Aici mă doare. Da, inima mică. Inima. Bă, prietenii, terminată femeia asta. Ce fac dacă moare? Are bolă la inima aia din burtă. Mamă, ce era să zic? Nu mă mai provoca, te rog frumos. Filmează aici. Mi-mi place la freezer când faci așa. Cu foarte ca, știi? Da. Când tunde. Și mie îmi place. Eu când eram mică și ce făceam? Îmi cumpăra tata numai păpuși de la Barbie și alea Barbie atunci erau scumpe, rău de tot. Nu se decupează asta de la cafea. Erau câteva milioane, că erau ceva nou pe piață. N-aveai nimic oricine. Și le tundeam în cap. Zero. Chelioase. Ce costă? Găină, miel, crocodil. Deci, prieteni, am pus luminițele foarte, foarte frumos. Afară. Dar eu tot să fac cafea, nu am pus la domnul Ionat în pahar. Nu am pus la domnul. Leonardo! Nu mai filma pe Leonardo. Mi-e rău, mi-e rău. Ia Leonardo, un pahar. Așa, nu știu. Mă, de ce mă înțeapă aici și aici, zi-mi? Băi, măi! Lasă deja la zi! La Fenicito? Nu, că eu am Fenicita făcută. Aoleu, care e gata? Păi gata, sub burtă-i Fenicita. E bucată sau splină? Nu, ți-a mai crescut o Fenicita. Da, mă, da. A făcut pui. Miha, să-ți spun adevărul ce e acolo. E ficat. Vezi, s-a umflat ficat în mine, că mă stresați prea tare. Și s-a umflat ficat în mine. S-a dat boală de ficat, te-am paralizat. Mama, am băut 7 cafele azi. Mai bea, că mor și gata, rămâi tu. Mai bea mult. În urma mea. Ai băut 4 cafele. Rămâne cineva în urma mea, Miha. Și o să se tramână și o să-ți ia fața și tot și, da. Și vocea și tot. Și Miha. Se transformă, da. Și țuțele? Doamne, feri. Miha, vină în cameră. Hai în cameră să... În cameră scriu copiii. Sunt în cameră, scriu? Da. Copii, scrieți! Da, mi-a spus și eu. Bravo, atunci dă tu desenele mai încet, te rog, și da, că vreau să comunici și eu cu oamenii. Bine, să mănânci.
Stăm și noi lângă tine. Au, te susținem. Nu. Hai, draga, mai bine o să discutăm. Copiii ăștia. Nu. Vino cu Mihan. Hai să discutăm. Pune-te pe piciorul. Miha. Ce se întâmplă? Cu oamenii tăi. Care? Am înțeles, am primit comentarii că patroana s-a supărat că nu i-am trimis pește. Păi nu s-a ne-a trimis pește. Păi nu ne-a trimis, dar uite, ea ne-a trimis sarmale acum. Păi da, da, era vorba de pește. Ea a făcut prima pește și nu ne-a trimis și noi am făcut pește și nu ne-a trimis. Deci pe pește sunt de închid. Și uite, ea ne-a trimis sarmale în ambiție, gen... Ca să ne arate că noi nu ne-a trimis pește și el ne-a trimis sarmale. Dar prieteni, ce credeți? Ei gătesc sarmale în fiecare zi. Mă, Mihela, de ce mănâncă oamenii sarmale în fiecare zi? Da. Au luat obiceiul de la Olga. Cum făcea Olga la Craiova sarmale lui Bogdan în fiecare zi? De 10 ori pe zi. Așa fac ei acum. Da, de unde au varză? Mă, de unde au atâta varză oamenii ăștia? Bravo, de unde au varză? Ia puneți-vă întrebarea asta. Păi de unde e toată varză, băi, Leonardo? Da, bine, bună întrebare. A fost și când era de la pană. E posibil, e posibil așa ceva, atâta varză? Le aduce Marfa, Luce. Cred că le aduce Luce Marfa, noaptea. Nu, de unde au atâta varză? Cu Luce facem scandalul când o prindem. Nu stai, ea aduce varză, nu? Hai să mergem să-i furăm o patată. Prietene, astăzi am fost acolo până la tata pentru că a trebuit să-i fac ceva în legătură cu o aplicație. Da, am văzut și eu comentarii pe telefon și ne-a solicitat să ne prezentăm de urgență, să-l ajutăm cu acea aplicație. Am fost până acolo, am văzut oala cu sarmale pe foc, i-am făcut aplicație și am plecat. Ce-i, Alex? Unde ai fost? Dincolo, să caut telecomanda lui. Și ai găsit-o? Nu. Și telecomanda mea unde e? Păi nu știu. A pierdut-o și pe aia? De la televizor? Cred că da. Pe a doua? Mă, cine fură telecomenzile? Că a luat-o pe a mea de pe hol. Le pierdi, Aline, se duc. Bă, lasă-mă, două telecomenzi. Ți-a stricat două televizoare. Și stai, mi-am găsit-o pe a doua. Păi, aia, nu știu pe care am căutat, dar am văzut o mână. Aia care era. Înseamnă că a pierdut-o pe a doua. Că doar nu căuta el pe aia prima acum. Mm. Bă, cum să pierde două telecomenzi? Da, frate. Eu n-am mai pomenit de așa. Și varză, acum a pierdut-o. Nu, ce varză. Dar Leonardo, tu nu mai mergi acolo, nu? Nu, mai Leonardo nu mai colaborează cu ei. Ți-au închis ușa aici în spate, ai văzut, te-au sechestrat. Lasă, că mă deschid eu. De ce? Bă, mi-a dus la școală. Când mă duc la școală, iau aia, am plecat la școală. Ce? Mi-e plac luminițele alea cum le-am pus în curte. Poți să vă zic ceva? Zi. Știți unde pierd ei? Filmează-mi și pe mine, o piciorul. Da, două telefonate să piardă. Da. Prieteni, și care e problema? Este incredibil. Astăzi, când m-am chinuit, am mâncat pe scări, pe sus, am stat în frig, mi-a intrat frigul în oase. M-a întors răceala iar în curte nasul. Și am obosit și acum mă doare piciorul iar și spatele pe lor. Cine e, ia să văd? Dă să văd eu. Nu știu, lasă-l. Nu răspunde, lasă. Băi, și mă doare piciorul, Mihela, iar. Mă doare la bunica. Băi, piciorul te tot doare. Ela, stai să închid. Pe mine și nu. Ela. Ela, Bela. Ce mă fac? Și ce trebuie să faci? Când am stat o săptămână la București, am rugat zi de zi să mergi la doctor, n-ai mers. Măi, vreau să mai dezbatem un subiect. Nu știu cu ăștia ce facem. Pe bune, ieri chiar a fost o mică ceartă, un scandal. Au închis ușa aici cu lacătă cu forța. Eu parcă nu știu ce-i deranja ușa aia, parcă mergea mama acolo sau nu știu de ce au făcut dite mai întâi mălău pe ușa. Nu mergea mai cât acolo nici când nu era aura. Dar de parcă pe afară nu poate să o ia. Prin față. Nu știu cu ce-i deranja ușa. De ce am luat-o? Că nu interesează pe ea. Da. În fine, și... nu mai contează, am închis, am închis, pa. Și nu știu ce să facem, mai ar trebui să facem gară, ce părere ai? Nu, nu ar trebui să facem noi. Nu, ei, nu contează. Ar trebui să facă ei. Păi ei, că pe noi nu ne deranjează. Noi nu vrem gata. Nu, dacă vor, ei să-l plătească. Corect. De ce să ții tu obligația să dai tu 3.000 de euro? Acum să faci gard. Este o decizie, nu știu. Adică cine vrea gard, își face. Că au nevoie de gard, ce părere ai? Mă, nu mai contează. Cine vrea gard, își face. Eu acum... Da, da, în afară de cine vrea gard, își face. Crezi că este o decizie corectă? Facerea gardului. Prieteni, voi ce părere aveți?
Mă, e corectă, nu e corectă. Dacă ei își doresc asta, să simt mai liniștiți sau mai nu știu cum așa. Du-te, du-te la ei acolo. E alegerea lor și tot ei trebuie să plătească, nu? Eu acum dacă vreau acoperiș, vreau gard, vreau ceva, nu trebuie să fac eu investiția, că eu doresc treaba aia să o fac. Dar în poziția asta te întreb, la modul general, în situația asta este necesar, necesară construcția unui gard? Asta întreb. Păi nu, că noi nu avem treabă cu ei, nu au treabă cu noi, adică de ce ar trebui neapărat în gard? Doar dacă vrem, vor ei mai multă intimitate sau noi mai multă intimitate. Ce? Vino pa. Vino pa. Ce? Vino. De ce pleci? Copiii fac temele. Da, chiar nu știu, hai să închidem laptopul, Leonel, că o să vă să mai audă. Deci chiar mă gândesc la situația asta cu gardul. Bă, nu știu, chiar nu-mi dau seama. Momentan... Adică nu s-a întâmplat ceva... remarcabil încât să vrem gard în momentul de față. Poate pe viitor o să facem, că na. Dar e prea de tot, nu știu. Vă arate ca naiba. Bă, dacă ei, eu nu înțeleg cu ușa și belea a fost. Mă, nu știu ce au făcut cu ușa, că noi nu eram acasă. Au trimis lacătul. Nu eram acasă când s-a întâmplat treaba asta, eram la București, prima repriză. Prima repriză și a doua. Și a doua, ieri ne-am trezit cu Marian cu coța pe ușă că vrea să pună lacăt. Pe asta zic. L-au pus și gata. Pe asta zic, care, nu știu, nu înțeleg. Că tot aia ieși prin față, pe acolo drept, așa, poți să ajungi tot acolo. De același lucru. Deci chiar nu știu ce rezolvă la cătora cu ușa aia. Dacă e așa vor, așa să facă. Atât că doar e nașpa, noi nu putem să... Milene, sincer. Dacă ne cheamă la ei, vino și fă-ne ceva sau adune ceva, e foarte mult de mers. Să o iei în față, să o colești, să te duci. Așa când și când ne ducem și mai ajutăm. Dar acum... cu drumul ăsta, ruta asta alaltă, o să trecem mai rar pe acolo că ne e lene. E prea mare efortul. Du-te, traversează. Deci drumul e lung. Drumul e lung. Copiii nu mai merg oricum acolo că e frig, adică s-ar și vremea. Vara stăteau pe-n curte, se duceau pe ăla, pe ăla, că era cald, că își făceau de lucru. Dar acum că e iarnă, e frig, copiii stau în casă, ursul vine aici la noi, oricând nu mai merg acolo la el, să mai urce pe scări, să mai ducă. Așa că mare chestie nu. Copiii dacă vor să meargă la el sau noi sau la patroana, o luăm pe aici pe-n față când și când și gata. Atât că lăsau ușa deschisă, v-am zis, și soacra mea a lăsat ușa aici și n-a închis-o de mult pentru Leonardo că se duce la taică-s mai repede. Iese din casă, a intrat în cealaltă casă, e simplu. Pentru un copil să-l pui să ducă pe acolo, să o colească pe la garaj sau pe scări sau așa, e greu. Ai și tu dreptatea ta, Mihaela. Deci copii alunecă pe scări, se împiedică, cad. Nu poți să-l trimiți singur. Când îl trimiteai pe aici, gata, ieșea pe ușă, intra în cealaltă casă, nu stăteai cu grijă. Îl vedeai după geam când intră în casă. Dar pe acolo e complicat, trebuie să te duci, să ducă unul dintre adulți cu el dincolo. Dar nu știu, prietene, vom gândi, voi discuta și cu mama foarte serios acest subiect și vom lua o decizie. Și o să vă comunicăm și vouă o decizie. Acum vom încheia vlogul aici și revenim mâine cu detalii șocante. Vă pupăm și vă dorim o seară minunată. Vă pup, prieteni, și vedem ce s-a mai întâmplat.